Mulțumesc, Cristi. Delia și-a ieșit din minți pe contul ei de Facebook. O persoană a creat o pagină falsă cu identitatea artistei și a promis tricouri în schimbul unor like-uri. Delia nu este însă singura vedetă căreia îi este furată identitatea. Delia este una dintre cele mai titrate și apreciate artiste din România. Cu toate acestea, cântăreața nu duce lipsă de incidente neplăcute. Recent, cineva s-a dat drept Delia și a creat un cont fals de socializare. De pe acel cont, persoana respectivă punea la bătaie 5.000 de tricouri cu un mesaj dintr-o piesă de-a Deliei. Pentru a intra în posesia unui astfel de tricou, oamenii trebuiau să dea like la pagină și share la postare. Câștigătorii urmau să fie anunțați seara într-un live. Delia și-a ieșit din minți și a postat de grabă un mesaj. Cont fals. Nu pun la bătaie nimic. Nu sunt live în acest moment. Pe niciun alt cont. Mă găsiți aici și doar aici. Delia nu este singura vedetă care pățește asta. Nu de mult, Andreea Marin a mai fost protagonista unui astfel de incident. Un grup de 4 indivizi au creat o pagină falsă cu numele celebrei prezentatoare și au demarat o așa zisă campanie umanitară. Atunci, peste 200 de persoane au fost înșelate și infractorii au reușit să strângă 34.000 de dolari și 100 de lei. Și că tot vorbim de vedete, Andreea Esca a fost și ea victima unui furt de identitate. Hoții de pe internet promiteau o mașină luxoasă celor care dădeau like și share paginii false. Bineînțeles că vedeta s-a sesizat imediat și a postat un mesaj pe contul ei oficial prin care anunța înșelătoria. În aceeași poveste a trecut și Andra. Hoții de identitate făcuseră o pagină falsă prin care promiteau tot o mașină luxoasă ca premiu în schimbul unor like-uri. Nu a fost prima dată pentru Andra când a intrat în vizorul escrocilor. În urmă cu un an, indivizii organizaseră pe așa zisa pagina Andrei un concurs în care ofereau telefoane mobile în schimbul unor comentarii. 30.000 de oameni au căzut în plasă atunci.